Bună ziua, dragi mei, bun găsit la Natura cu Profona. Mie mai trebuie cam dezbrăteate, cam zăleci, înainte, încărțit, așa? Ia-ți și eu totuși. Nu e foarte lege. Dar nu trebuie să fii foarte lege. Ție lege și de ajuns. Așa. Ești încărțit de venită pe tu. Așa încât Eva a pune pe-a treabă, suntem în întârziere, trebuie să recuperăm. Foarte atent la mine, că ai mers pe un aer curat, așa, acum și ești foarte atent, da? Te rog să spui 237 cu două sute. Cine crezi tu că e mai mare între 237 și 200? 237. 237. Poți să-mi spui cu cât este mai mare? Cu cât este mai mare 237 față de 200? 37. Corect! Adică din 237, dacă scădem pe 200, ne dă exact 37. Dar între numele acestea, 215 față de 205. Care crezi mai mare între 215 și 205? 215. Și cu cât? Cu 15. Cu 15. Dacă ar fi fost 200, dar așa e 205 aici. Ia să dați, urmărește-mă. Deci, sutele sunt la fel. La 10 ori, unitățile sunt la fel. 55. Deci, cu cât crezi tu că e mai mare 215 față de 205? Dacă ar fi fost 200, Eva, dacă ar fi fost 200, aveai dreptate cu 15. Dar i-am pus aici 205. Ia să văd dacă faci. Nu te poți să știți o puternică. Ei bine, tu nu mai știți că 15 e mai mare decât 5. Dar 200 cu 200 e egal. Așa. Perfect, dar cu cât? Cu cât? Asta te întrebă. Cu cât e mai mare? Care e diferența? Diferența e că... E că 5 e mai mare decât 5. Da, și cu cât e mai mare 15 față de 5? Pentru că... Dar cu cât? Cu cât? Cu cât e mai mare? Cu 10. Cu 10, asta vreau! Asta vreau, bravo! Deci din 200, dacă din 215 scădeam pe 205, e de parcă aș scădea, cum ai spus tu, din 15 pe 5. Și 10 face. Foarte tare. Sutele sunt la fel, unitățile sunt la fel, unitele la fel, sigur la 10 se poate. Acum, te prind, să vezi tu acum. Între 235 și 215, care este mai mare? Deci 235 și 215. 235. Perfect. Și cu cât crezi că e mai mare, care e diferența între ele? Da? Acum, ești foarte atentă. Cu cât crezi că e mai mare asta? Cu dreptate. Începem să gândim. La sute, egalitate. La unități, egalitate. Unde este diferența? Cine e mai puternic? La 10. Diferența între 30 și 10? Între 30 că stai de 10 și o singură
Care e diferența? Cât e mai mare unul față de celălalt? Cu cât? Între 3 și 1. Deci așa gândim, ai gândit foarte bine. Deci 235, la fel trece tare să suntem așa. 235 scăzut 215, înseamnă așa. Bă, prieteni, voi la unități sunteți egali. Voi la sute sunteți egali. La 10 la diferența. Între 30 și o 10 sunt 20, da? 30 cu 2 de 10. Adică tu trebuie să înțelegi așa, că la 10 30 înseamnă 1, 2, 3, înseamnă așa, o 10, plus o 10, plus o 10, fac 30. Iar un singur 10, un singur 10 față de cei 30, iată, sunt 2 în plus. 2 de 10, 2, 20. Deci rezultatul e 20. Și acum ești din nou atentă, cu cine este egal 375, între 375 și 345. Care crezi că e mai mare? 375 și 345? 375. E mai mare. Da? La sute sunt prieteni, sunt egali. Aici, la multe sunt egali, dar la 10, din nou, problema la 10 este. 7 față de 4. Ei, din cel mare puteți scădea acum, da? Din ăsta mare. Din 375, scădem pe 345 și să văd eu cât e diferența. Uite cu atenție și să spui cât este diferența. Care este diferența? Da? Cu cât e mai mare și exact diferența să vedem de unde este. Adică, între cine te uiți? Sute, la sute ai ceva? Supărare? Ai vreo supărare? Nu. Dar la unități. Dar la unități. Avem ceva de spus la unități? 5 și 5. De unde vine cazul? Cine e puternic? Zecile. Unde se vede cu cât e la 10? Aici câte 10 avem? Aici ai 7 de 10 și aici are doar 4 de 10. Față de 4 de 10. Și. Și diferența? 7 scăzut 4. 7 scăzut 4. Egal cu? Egal cu 3. Foarte tare! Deci 30. Deci 30, da? Deci punem aici 30. Da? 30. Bun! Perfect. Deci 7 scăzut 4 la 10. Deci 30 diferența. Foarte bine. Acum, ești atentă. 350. Față de 355. Între 358 față de 355. Spune tu care este mai mare. Foarte tare, foarte tare. E rând de mare. Și hai să facem diferența. Din ăsta mare, scădem pe ăsta mic. Deci din 358 scădem pe 355. Spune-mi tu, cât crezi că faci acum? Ia să vezi. Privești cu atenție. Sutele au ceva de spus? Nu. Dar la unită, la 10. La 10 este diferență? Da. Ia uite-te. Eva. La 10 este diferență? La 10. Nu. Unde suntem? La unități. Cât este? De la 5 până la 8, cât îi mai trebuie? Sau 8 scăzut 5, cât crezi să face? Ia să vedem. 8 scăzut 5. 5. Arată cu degețele 8. Arată cu degețele 5. 5 o dată. Ori așa, ori era spre 5 și cât trebuie. Da? 3.
Și dacă din 8 scădem pe 5, dăm peste 5, câte rămâne? Am luat 3. 3! Rămâne 6, 7 și 8. Sigur, da. Deci cât face aici? Face 3, da? Uite cum am gândit. La sute, egalitate. La 10, egalitate. Aici, la sfârșit, la unități este problema. Și de aceea am avut atenția foarte sporită și ne-am dat seama că așa stau lucrurile. Mai vreau încă unul și până să facem niște altele. Uite, între 305 și 315, care este mai mare? Între 305 și 315. 315, așa, să scădem pe 305 și ia să vedem de nou. Egal, 30. Cât? Adică... Atenție! Egal cu 30! 30? Cum ai gândit? Ia să vedem. Deci... La sute, nicio supărare. La unități, nicio supărare. La 10. Aici e la 10 și aici câte zeci sunt? 0. 0. Și rămâne 10 asta. Din 10 asta, dacă îți cazi pe 0, rămâne 10. Nu 30. 10, da? Te-ai grăbit un pic, nu-i nimic. Nu-i nimic, suntem mai atenți, da? Ia să mai vedem. Între 315 și 325, care crezi că e mare? 315 și 325. 325. Perfect. Din ăsta mai mare, hai să scădem. 325 scăzut 315. Și te rog să vezi cât este egal. 325 minus 315. La sute ai ceva din probleme? Nu. Dar la unități. La unități. La cifra unităților. Care e cifra unităților? Asta la sfârșit. 5 și 5. N-ai nimic. Dar la 10. Acolo este deosebirea. Aici sunt câte 10? 2. Și aici una. Și din 2 dacă scăzi pe una? Din 20 scăzi pe 10? O sigur 10. Da, din 20 am scăzut tot 10, acum mai sunt pe sigur 10. Pentru prietenii noștri, pentru părinți, pentru... sigur, suntem în clasa 0, dar eu încerc un pic să ridic stacheta ușor, ușor. Cu acest model de exercițiu, câteva lucruri trebuie să le precizez. Ce anume urmăresc eu. Mai întâi să-i obișnuim pe copiii să-ți vadă cifra unităților, îi găsim suficient de mult, cifra 10-lor și cifra 100-lor. Să compare cele două numere. Este esențial lucru să compare. Ei bine, pentru început, nu ne grăbim să le dăm foarte deosebite. Deci, fie diferența, fie la 10, cum ne-am concentrat acum. Deci, noi am insistat foarte tare pe diferența la 10. Dar tot așa de bine, putem insista pe diferența la, diferența la unități. Diferența pe urmă la 10, diferența pe urmă la sute. Deci le lăsăm să fie identice și facem diferența acolo unde ne propunem noi, până când exersăm. Cu ocazia asta, de fapt, facem scăderea. Până la 10. Adică de când i-am spus, din 7 scădem, scădem pe 4. Și cu ocazia asta, ochiul se obișnuiește cu ceea ce înseamnă. Sutele sunt la fel, unitățile sunt la fel, la 10. Aici e problema, ca și mai scădem din 7 pe 4, și face 3, dar dacă ar fi unitățile, dar așa suntem la 10. Merită făcut în paralel. Dacă aș fi zis 357 și 354, adică băgăm diferența la unități, acolo se vadă că există diferența de 4, nu de 3. Și când am adus la 10, de 30. Și dacă ne ducem la 100, de 300. Deci aș
Pentru cei din clasa 0, are un efect benefic foarte puternic. Întâi și întâi, citesc cu numele, cu trei cifre, ne mulțumim cu trei cifre. Apoi vedem exact, după ce citim numele de trei cifre, vedem semnificația, forța fiecărei cifre pe poziția pe care se află. La sute, la zeci, la unități. Și comparăm numerele și facem pași așa măruți. N-am dat deodată 257 față de 149. Nu ne trebuie să sărim foarte mult. Sigur că ea le compară. Am făcut exercițiul ăsta și compară. Zice, mă duc la sute, că aici e mesajul puternic. Spune că asta e mai mare. Dar dacă propun să fac diferența acum, este greșit. Deci nu facem, nu sărim așa. Nu-l punem pe copii în imposibilitatea de a raționa. Venim cu probleme în măsura în care ea s-a dat, trebuie să-i dai satisfacție. Satisfacție la psihologie nu este o stare de bine care se instalează când ai rezultatul din partea ta. Acest joc făcut, eu permit acum să discut cu părinții, dar și cu învățătorii și cu tot ce înseamnă antrenamentul ăsta făcut într-o logică a lucrurilor și mai ales făcut în direcția asta în care el progresează. Dar nu trebuie forțată nota pentru că, repet, dă-te copilul peste cap. Atenția nu este menținută. Și dacă stai de acord cu cineva și nu-l ții lângă tine, un copil nu-l faci, nu-l cointeresezi ca să te urmărească, nu ai făcut nimic. Așadar, rostul acestei discuții pe scurt a fost acesta de a începe antrenamentul pentru numele acestui, la felul ăsta. Așa că, Mihaela, parcă nu? Eu, Mirela. Așa ai ieșit și când găsești de la timp, da, merită să faci asta acasă, da? Și acum... Să știți că în clasa 2 Eva să treacă la 10.000. Bine, nu asta e important, la ce nivel poți să ajungă cu cititul unui număr. Dar important este să înțeleagă semnificația. Eu am dat până la 3 cifre, nu? Și pe mult să mă vedem mai târziu. Și până când ajungem, să facem comparația a două numere, dar când, dacă cumva ne propunem să facem scăderea asta, nu o facem acum, e grav cu trecerea peste 10, că chiar să se împrumute, să facă 10 aceea, mai târziu, mult mai târziu, la sfârșitul clasei, dacă ne-o permite noi să vedem noi. Dar, deocamdată, ăsta este obiectivul. Deci, ne propunem să comparăm câte numere, două întreiere. Ba mai mult, îndrăznim că nu spunem trei numere. Punem trei numere. Uite, Eva, hai să facem ce așa, dar și numele așa cu opresc, mă, uite, din 374, 379 și 375, da? 375, vreau să spui care e cel mai mic dintre ele. Deci cel mai mic dintre aceste trei numere. Așa este, că la sute ai văzut același lucru, la zeci vedem același lucru și explicăm după aceea. Și te-ai oprit la 4, cu 9 și cu 7. Deci, de primul, cel mai mic, am zis mai și 374. Și tu ești cel mai mic. Și spune așa, cu săgeată de asta, vârful săgeții pe el e mai mic. Care e al doilea? Dintre trei ai văzut. Acum astea două fiți. E care să nu după ea? Cine a fi dintre astea două cel mai mic? Acela. Deci mai mic de 375. Așa. Și în sfârșit, cel mai puternic, ca sfârșit, îl punem 379. Și așa le-am ordonat. Am ordonat aceste trei numere. Deci după ce constatăm cel mai mic, îl recunoaștem, îl punem pe primul loc, după aceea pe al doilea, pe al treilea, pe al patrulea și pe ăsta, iar și în exercițiul interesant. Apoi începem între astea două, care crezi că este diferența după ce am ordonat. Deci, vedeți, acolo
interesat pe compararea doar a două din ele. Am băgat trei, le-am ordonat și acum întrebăm care e diferența între acestea și acestea? Te rog să vezi. Cât e mai mare cel de-al doilea față de-al primul? Cu cât e mai mare? Care e diferența? Cu unul. Cu unul, sigur că da. Cu unul. Dar între acestea și acestea. Ăsta e mai mare, zici că da, e bine fixat, dar cu cât? Cu 4. 4, perfect, ca 3, 5 și 9, da? Cu 4. Foarte bine gândit. Așadar, Eva, aceste lucruri trebuie să exersate repet pentru mămică, pentru mămici, în general, care vor vedea fi mult și pentru tătici. Pentru că acest lucru este esențial. După aceea, mă ne gândim să facem și niște probleme mulți, dar deocamdată povestea este pentru ei să poată construi, să gândească bine ciclul respectiv. Ne oprim aici, mă așteaptă Miruna. La revedere, pe curând, clasa. Poftim? Să apeși tu butonul acela roșu? Hai, apasă ușor, să nu ne grăbim. Așa, atât.